Evanghelia după Luca, de la capitolul 8, începând cu versetul 1, să ascultăm cu atenție cuvântul Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu El și mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boli. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Acum aș dori să ne îndreptăm atenția înspre cuvântul lui Dumnezeu, care l-am citit din Evanghelia după Luca, primele 3 versete, unde vedem pe Domnul Iisus Hristos slujind, spunând că El mergea din cetate în cetate, din oraș în oraș, am spune noi astăzi, și apoi și din sat în sat. Îl vedem pe Domnul Iisus în această activitate de proclamare, de predicare a Evangheliei și spune Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și evanghelistul Luca spune curând după aceea, adică dacă ne uităm la pasajul dinainte, vedem că înainte Domnul Iisus Hristos era într-o familie, fusese invitat de un lider religios în care a dorit să îl aibă pe Domnul Iisus, de asemenea împreună cu el și pe ucenici, la masă și să aibă părtășie. Spune aici versetul 36, un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și apoi Domnul Iisus ne spune numele acelui bărbat, Simon, versetul 43, și în cealaltă evanghelii sinoptice de asemenea se vorbește despre această întâlnire și această lucrare. Și acolo intră o femeie care se apropie de Domnul Iisus Hristos și plânge la picioarele Domnului Iisus Hristos și lacrimile ei se coboară pe picioarele Domnului Iisus și apoi ea șterge picioarele Domnului Iisus cu părul capului ei și spune le săruta mult și le ungea cu mir. Și lucrul acesta a provocat niște gânduri în mintea lui Simon, la care Domnul Iisus răspunde, fiindcă El cunoaște și gândurile noastre și dă acea ilustrare cu cei doi datornici. Și Domnul Iisus Hristos apreciază pe femeia aceea și îi spune, femeii iertate îți sunt păcatele. Domnul Iisus de asemenea îi spune, femeii credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Aș dori cu ajutorul Domnului în această dimineață să privim la pasajul citit în acest context și vedem că evanghelistul Luca, în mod special, parcă mai mult decât ceilalți evangheliști, în descrierea lucrării Domnului nostru Iisus Hristos, a misiunii sale, a predicării Evangheliei, a modului său de slujire, el prezintă pe ucenicii care sunt împreună cu el, cei 12 sunt menționați aici, sub acest nume înțelegem toți cei 12 ucenici, începând cu Petru, dar de asemenea el menționează femeile din jurul Domnului nostru Iisus Hristos. Și aduce înaintea noastră, chiar și în pasajul din această dimineață, spune, erau niște femei care fuseseră vindecate, am spune noi, sau tămăduite, eliberate de duhuri rele și nominalizează pe Maria zisă Magdalena, apoi pe Ioana, nevasta lui Cuza, care era un ispravnic, un administrator aproape de împăratul Irod, Susana, o altă femeie, în alte situații găsim că era și mama fiilor lui Zebedei, adică a lui Iacov și a lui Ioan, și aceste femei, scrie evanghelistul Luca, îl ajutau pe Domnul Iisus cu ce aveau.
În Evanghelia după Matei, de asemenea, ni se descrie și în Evanghelia după Marcu, dar doresc să mă opresc la Matei, la capitolul 27, cu versetul 55, când acum este un alt episod, Domnul Iisus este dus pentru răstignire și este răstignit și scrie în versetul 55 că acolo, lângă mormântul sau lângă crucea Domnului Iisus, mai exact, erau și multe femei care priveau de departe și scrie, ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească și în versetul 56 între ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedei. Aceste femei descrise de evangheliști vedem că îl urmează pe Domnul Iisus Hristos și Maria Magdalena, ea este menționată de 14 ori în Evanghelie ca una dintre femeile care erau în jurul Domnului Iisus Hristos. Cu privire la ea s-au și scris, s-au făcut și filme care nu au o bază biblică și dimpotrivă caută să denigreze pe Domnul Iisus Hristos și Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Noi dorim să privim la Evanghelie și să rămânem în Evanghelie pentru că în Evanghelie este învățătura reală și corectă cu privire la Domnul Iisus Hristos. Gândul care aș dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață ca și gând central este acest gând al slujirii, a sluji cu ce avem. Așa scrie aici, zice, îl ajutau și în Matei 26 cu 55 spune, îl slujeau, îi slujeau Domnul Iisus cu ce aveau, a sluji cu ce avem. A sluji de asemenea, Domnul Iisus Hristos este în față, El proclamă Evanghelia, El este Cel care e urmărit de mulțime, de oameni, este o perioadă deja, am putea să o numim, a popularității Domnului Iisus Hristos, ajunsese să fie cunoscut de mulți, făcuse multe minuni deja, ajutase pe mulți, chiar și dintre femeile acestea au beneficiat de intervenția Domnului Iisus în viața lor. Domnul Iisus era în centrul atenției. Femeile acestea erau undeva în spate, erau aproape de Domnul Iisus, pentru că vorbim în sensul slujirii fizice a Domnului Iisus Hristos, dar nu erau în centrul atenției. În centrul atenției era Domnul Iisus Hristos și de asemenea ucenicii care erau bărbați aceia care erau în jurul Domnului Iisus, imediat după Iisus. Ele sunt undeva mai în spate, am spune noi. Este o slujire mai puțin vizibilă, o slujire de asemenea mai puțin atractivă. Este o slujire, așa cum am spune noi, de pe linia a doua. O slujire, dacă ar fi într-o orchestră și frumos au cântat formațiile muzicale din această dimineață, nu este vorba de slujirea aceea the leading voice, solistul principal sau vioara întâia, ci mai mult vioara a doua. Și spunea cineva că într-o orchestră, eu nu sunt un muzician așa ca să pot să-mi dau cu părerea tehnic vorbind, dar din ceea ce am auzit de la alții, am înțeles că a sluji ca vioara a doua într-o orchestră este cel mai dificil lucru și cel mai necăutat și nedorit, fiind pentru că în tendința noastră umană este de a fi vioara întâia, de a fi vocea principală, de a fi în față. Și uneori ca și păstor, ca slujitor, probabil la dumneavoastră la Atlanta nu este cazul, dar pe la noi se mai întâmplă lucrul acesta. Când sunt sărbători, când sunt evenimente majore, avem foarte multe solicitări de slujire aici în față, fie cântări, fie de altă formă și uneori este foarte greu să le armonizezi, să le pui împreună, să te încadrezi și în timp și să poți să mulțumești pe fiecare.
Când însă nu sunt așa evenimente majore, când e peste săptămână și apreciez băiatul care a fost menționat de fratele Corneliu, care, despre care se spunea că în fiecare joi vine, este prezent acolo, caută să slujească și caută să ofere suportul lui pentru o slujire eficientă în față. Este slujirea, am putea să spunem de asemenea, din spatele camerei, nu în fața camerei. În fața camerei majoritatea vreau să stea, majoritatea vreau să fie cu microfonul în fața camerei. În spatele camerei este mai dificil, este o slujire nevăzută, însă este foarte importantă, are un rol major. Ea poate să aducă un plus pentru slujirea din față sau poate să afecteze negativ slujirea din față. Este slujirea despre care găsim scris în Vechiul Testament și este numită, probabil tinerii mai puțin înțeleg și poate chiar și alții dintre noi, termenul acesta, o slujire la calabalâcuri, dacă puteți să înțelegeți ce înseamnă această expresie. Adică era David împreună cu un grup de oameni la care li se luaseră familiile, li se luaseră lucrurile și au mers ca să le recuștige, să le recapete și un grup dintre ei erau obosiți, nu mai puteau merge și au zis, uite, și așa avem câteva lucruri aici, nu le ducem cu noi că ne împiedică, voi rămâneți aici, aveți grijă de ele, iar noi ceilalți mergem la luptă și vom recâștiga ceea ce este al nostru și îi vom învinge pe dușmanii noștri. Și într-adevăr așa s-a întâmplat și nu numai că și-au recâștigat familiile și bunurile lor, dar au luat și ceea ce se numește pradă de război, adică au luat trofee din această luptă, din această bătălie. Și când s-au întors cu familiile și cu trofeele lor, unii dintre cei care au mers la luptă au spus lui David, uite, le dăm lor care au rămas aici familiile, le dăm lucrurile lor, dar trofeele și ceea ce noi am câștigat în urma luptei rămâne doar pentru noi, nu le împărțim cu ei, că ei au stat aici și s-au odihnit, s-au relaxat, noi am mers și am luptat. Însă David spune, nu. Și cei care au rămas aici și au avut grijă de lucrurile noastre, primesc aceeași răsplată cu noi care am mers la război, cu noi care am mers la luptă. Și scrie în Sfânta Scriptură că prin aceasta s-a dat și o lege în Israel. Au primit aceeași răsplată și pe baza aceasta, într-un fel, vedem pe Domnul Iisus Hristos spunând că dacă dăm un pahar de apă în numele meu, de nu orice pahar de apă pe care îl oferim, dar în numele meu, zice, nu-și va pierde răsplata. Iar dacă dați un pahar și ajutați în numele unui proroc, zice, veți primi răsplata unui proroc. A unui proroc. Noi înțelegem oarecum mental despre lucrurile acestea, însă ca aplicație practică uneori ne vine foarte greu, pentru că avem această tendință de a sluji din față. O slujire care este foarte importantă, nu vrem să o neg în această dimineață, este bine de a sluji, este o chemare la slujire în direcția aceasta pastorală, evanghelistică, prorocie și multe alte aspecte ale slujirii în felul acesta. Vocea întâia este importantă, solistul este important, dirijorul este important, dar în această dimineață, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, de aici vom găsi și alte câteva pasaje biblice ca suport pentru noi, aș dori să privim la această slujire din linia a doua, din linia din spate, slujirea din spatele cortinei, de asemenea am putea să o numim. Și să privim la aceste femei care erau acolo ca să slujească, spune, îl ajutau cu ce aveau. În mintea mea s-a ridicat o altă întrebare. Cum adică
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu în același timp, prin care s-au creat toate lucrurile, universul acesta, macrocosmosul și toate s-au creat prin El și El le ține împreună, El este forța care ține universul acesta împreună, are El nevoie de aceste femei care să-L ajute, care să-L susțină, care să-L sprijine? Dintr-o altă perspectivă am spune nu, pentru că El le avea toate la dispoziție. Vă aduceți aminte când îi spune lui Petru, du-te și acolo pescuiește, va veni un pește, vei prinde și acolo vei găsi banii ca să plătim darea. El are autoritate asupra naturii, asupra suferințelor, a bolilor, asupra demonilor și totuși, aceste femei sunt acolo să îl ajute. Și chiar interesantă expresia aceasta, să îl ajute, să îi slujească lui Iisus. Adevărul este că împăratul e cel care domnește și ceilalți sunt cei care îi slujesc. Și slujirea este după alegerea împăratului, după nevoile pe care le are împăratul, iar noi care slujim, slujim după capacitățile, după abilitățile noastre și după conform cu ceea ce avem. Este o favoare să fii în slujba împăratului. Este o favoare să-l ajuți pe împăratul și noi suntem chemați să slujim pe împăratul împăraților și care este de asemenea Domnul domnilor, glorie lui în veci. Chemați să slujim. Acum, un alt aspect care aș dori să-l aduc în atenția noastră în această dimineață, dintr-un alt unghi de asemenea să privim. Dacă suntem atenți la rugăciunile noastre și suntem atenți la modul nostru de viață, adeseori, dacă cineva din afară vine înspre noi și nu este familiarizat cu modul nostru, chiar cu un serviciu divin și vine de vreme de la ora 9 și este împreună cu noi și observă ce se întâmplă aici, în bisericile noastre, nu specific neapărat aici, știți care este deducerea care ar putea să o aibă? Este că Dumnezeu e Cel care ne slujește nouă. Dumnezeu este Cel care e în slujba noastră. De ce spun un lucru acesta? Pentru că noi ce facem? Noi punem liste lungi înaintea lui Dumnezeu, cu toate nevoile noastre, personale, ale familiei noastre, ale prietenilor noastre, ale cunoștințelor noastre, ale bisericii și le aducem înaintea Lui cu ce scop? Ca El să răspundă la ele și să ne slujească. Să ne slujească, să se pună la dispoziția noastră. Și adeseori aceasta este percepția noastră cu privire la Dumnezeu. El este în slujba noastră. Este adevărat că El ne încurajează să aducem înaintea Lui și chiar spune Apostolul Petru, aruncați asupra Lui problemele voastre, îngrijorările voastre, că El însuși se va îngriji de voi. Și împăratul are și acest rol de a fi în slujba celor care sunt lângă el, ca și ei să trăiască în conformitate cu nevoile care le au și să prospere, să dea legi care să conducă la prosperitatea națiunii asupra căruia el domnește, stăpânește. Dar în înțelegerea mea de-a lungul anilor am văzut că de mai multe ori este gândul că Dumnezeu e Cel care să mă slujească și am văzut credincioși care când Dumnezeu nu a răspuns așa cum ei s-au așteptat sau cum ei au cerut, s-au supărat pe Dumnezeu și unii dintre ei chiar au întors spatele lui Dumnezeu, nerecunoscând că Dumnezeu este împărat suveran, care are autoritate și sus în cer și jos pe pământ. Glorie lui în veci! Și de asemenea, un alt aspect al faptului că El este împărat,
Împărăția lui nu este doar stabilită aici. Aici este o formă oarecare a împărăției sale de ordin spiritual, care nu este legată de un spațiu geografic. Iisus vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, a spus Domnul Iisus, este în inimile voastre, dar în același timp noi așteptăm arătarea, manifestarea de plină a împărăției lui Dumnezeu. Și când va fi aceasta, atunci nu va mai fi nevoie de vindecare, nu va mai fi nevoie de alte intervenții, pentru că nu va mai fi suferință, nu va mai fi boală și nu va mai fi moarte. Glorie Domnului! Acum să privim la aspectul slujirii noastre din linia a doua. De ce au slujit aceste femei? Ce le-a determinat pe aceste femei să slujească lui Iisus, să-L ajute pe Iisus? În primul aspect este că slujirea lor a fost datorată și oferită ca un răspuns la ceea ce deja Iisus făcuse în viața lor. Era răspunsul lor la binele pe care Iisus deja îl făcuse în viața lor. Dacă citim cu atenție din nou, spune, erau și niște femei care fuseseră tămăduite, fuseseră vindecate, fuseseră eliberate de duhuri rele, și printre ele Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci. Fusese eliberată de 7 demoni. Slujirea acestor femei este motivată ca răspuns la binele pe care Iisus deja îl făcuse în viața lor. Dragii mei, frați și surori, la mulți oameni Domnul Iisus le făcuse bine. Mulți oameni beneficiaseră de ajutorul și de intervenția Domnului Iisus în viața lor. Fuseseră leproși pe care Iisus i-a curățit de lepra lor, surzi, muți, orbi pe care Domnul Iisus i-a vindecat de bolile lor, alții paralizați pe care Domnul Iisus de asemenea i-a vindecat. Ce s-a întâmplat cu acești mulți? Au primit vindecarea, au primit ajutorul, au primit binele și și-au văzut de drumul lor. Ei au mers mai departe, ei nu au fost afectați în sensul bun al cuvântului de intervenția Domnului Iisus Hristos. Aceste femei, pentru că Domnul Iisus le-a făcut bine, au spus: noi vrem la rândul nostru să-i facem bine și lui. Cu ceea ce noi putem, din ceea ce noi avem, vrem să-l slujim. Vreau să vă spun și nouă, ca aplicație practică astăzi, e cineva aici la care Domnul Iisus nu i-a făcut niciodată niciun fel de bine? Poate să ridici o mână? Nu văd nicio mână ridicată. E cineva aici la care Domnul Iisus i-a făcut bine? Poate să ridici o mână? Slăvit să fie Domnul! Întotdeauna Iisus e Cel care are inițiativa. Întotdeauna Iisus e Cel care pășește înspre noi. Întotdeauna Iisus este Cel care întinde primul mâna înspre noi. Apostolul Ioan scrie: noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi. Pentru că El ne-a iubit întâi. Iubirea noastră nu este altceva decât răspunsul nostru la iubirea pe care deja a arătat-o față de noi. Slujirea noastră nu este altceva decât răspunsul nostru la ceea ce deja Domnul a făcut bine în viața noastră. Eu pot să vă mărturisesc că Domnul mi-a făcut mult bine în viața mea.
Încă înainte de a mă naște, Domnul mi-a făcut bine, pentru că El a rânduit să mă nasc într-o familie de copii ai Săi, de oameni credincioși, temători de Dumnezeu, soț și soție care au devenit părinții mei, care s-au iubit, care au avut grijă unul de altul și apoi au avut grijă de mine și au avut grijă de copiii noștri în continuare. Și de-a lungul anilor am văzut mâna cea bună a lui Dumnezeu, purtarea Sa de grijă, și pot să spun împreună cu psalmistul: a fost tânăr și am îmbătrânit acum și eu, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Mărit să fie numele Domnului. Dacă într-adevăr Dumnezeu ne-a făcut bine, dacă Domnul Iisus într-adevăr ne-a făcut bine, întrebarea în această dimineață e: care e răspunsul nostru la binefacerea lui Dumnezeu față de noi? Știți ce a răspuns unul dintre psalmiști? Cum voi răspunde Domnului? Cum voi răspunde Domnului? Voi ridica paharul izbăvirilor și îmi voi împlini juruințele făcute înaintea Lui. Mărit să fie numele Domnului. Aceste femei au slujit lui Iisus, L-au ajutat pe Iisus datorită faptului a ceea ce Domnul Iisus a făcut în viața lor. Vindecarea pe care au primit-o, eliberarea de care au beneficiat, ajutorul de care ele s-au bucurat, ele au răspuns prin slujirea lor și nu au dorit să fie în față cu slujirea lor. Nu au spus: acum eu vreau să fiu doar aici ca să slujesc, ci ele au slujit. Și în al doilea rând, motivația slujirii lor a fost ca răspuns la nevoile lui Iisus. Unul a fost răspunsul la binele lui Iisus făcut în viața lor și în al doilea rând a fost răspunsul lor la nevoile pe care le-au văzut în viața lui Iisus, care le-au văzut că Iisus are nevoie de hrănire, de îmbrăcăminte, de apă sau știu eu câte alte lucruri de care avea nevoie Domnul Iisus. Ele au fost cele care au stat alături, au fost aproape și au întâmpinat nevoile Domnului Iisus. Uneori noi vrem să slujim și cineva spunea că sensul de libertate al americanului este în felul următor: eu fac ce vreau, când vreau și cum vreau. Asta este ideea de libertate. Ce vreau, când vreau și cum vreau. Acesta este un înțeles greșit al libertății. Și uneori așa sunt și creștinii. Slujesc când vreau, unde vreau și cum vreau. Și dacă încerc să spun: uite, dar aici ar fi nevoie de slujire. Recent am fost împreună cu soția, am slujit în Grecia la un grup de refugiați, foști musulmani, avem acolo echipă de misiune. Printre cei care sunt acolo este și fratele Daniel Piu, frate de corp și de credință cu fratele Piu de aici, de la dumneavoastră. Și noi avem o familie din biserică ce slujește în Grecia. Ei au vrut să meargă să slujească în Afganistan, dar acolo nu s-a putut. Și slujesc în Grecia refugiați afgani, iranieni, pakistanezi. Și am predat un curs biblic acolo și am avut 10 bărbați care unii doar cu câteva luni în urmă s-au întors la Domnul, din musulmani au devenit creștini și au și o biserică acolo în Atena unde am fost și ne-am închinat împreună cu ei, am cântat și eu în limba farsi pentru că erau scrise cu alfabetul nostru latin și am avut o bucurie și o experiență deosebită în această slujire acolo. Și una dintre conversațiile care le-am avut în timpul nostru a fost legat de slujire și curios a fost să observ că se confruntă și ei cu lucruri similare cu noi uneori. Și una dintre întrebări a fost: da, frate, cum să înțelegem pentru cineva că vrea să slujească și cum să discernem această slujire? Și eu am spus printre alte lucruri, zic, dacă vine cineva și se oferă să slujească ceva,
ca să testezi într-adevăr spiritul slujirii și că e o motivație sinceră a slujirii, găsește o nevoie în biserică, o nevoie care există în mod real, dar care nu este vizibilă și care poate nu cere o calificare specială. Și dacă vezi că e gata să slujească acolo, într-adevăr poate să fie o motivație sinceră de slujire. Așa cum spunea cineva că la o școală biblică, dacă mergeai cu mai mulți ani în urmă, printre lucrurile care ți se dădeau după ce terminai școala aceea biblică, nu te trimiteau imediat pe un câmp de misiune sau să te ordineze într-o slujbă anume, ci erai pus să faci curățenie în casa de rugăciune sau într-un loc anume pentru o perioadă de timp. Și dădeai cu mapul și cu aspiratorul și te gândeai, măi, dar am învățat atât de multă teologie și scriptură și știu eu. Și acum asta este slujirea, pentru asta m-am pregătit eu. Dar era temporar, pentru că în felul acesta spuneau cei de acolo și de atunci, nu înseamnă că neapărat trebuie făcut întotdeauna așa, dar pregătea spiritual și motivațional pe viitorul slujitor. Noi ne confruntăm uneori, din nou se poate că nu la dumneavoastră, cu dorință de slujire, dar nu ca un răspuns la anumite nevoi, ci ca pretenții pe care cineva le are că ar putea să slujească doar acolo, doar atunci și doar așa. Femeile acestea au fost gata să slujească răspunzând la nevoile Domnului nostru Iisus Hristos. Ele au slujit, de asemenea ni se spune, în situații în care nu era deloc confortabil să slujești Domnului Iisus. Nu a fost de asemenea nici apreciată slujirea lor, ci a fost dimpotrivă acuzată slujirea lor, a fost condamnată slujirea lor. Au slujit când toți ceilalți îl bajocoreau, îl huleau, strigau împotriva Domnului Iisus. Ele au fost gata să slujească, au stat alături de Domnul Iisus. Ni se spune despre femei că au fost ultimele la mormântul Domnului Iisus Hristos. Când ucenicii au fugit, când ceilalți l-au respins și l-au bajocorit, aceste femei au rămas acolo să slujească lui Iisus, să răspundă nevoilor lui Iisus. De asemenea, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 14, găsim o altă femeie care, când Domnul Iisus era împreună cu ucenicii din nou la o masă, ea vine la Domnul Iisus Hristos și aduce un vas de porțelan, spune noi astăzi, foarte scump, și în acel vas era niște mir, niște mirodenii care erau de asemenea, spune Evanghelia, foarte scumpe. S-a apropiat de Domnul Iisus, a spart vasul și l-a ridicat deasupra capului Domnului Iisus și tot mirul acela a coborât pe trupul Domnului Iisus. Și ucenicii, spune într-o situație, ceilalți de acolo au început să critique, au început să acuze, au început să mustre, să spună, ce cu risipa aceasta? Ce e această, știu eu, am spune noi, pierdere? În Evanghelia după Ioan chiar spune, chiar Iuda zicea, se putea ajuta atâția săraci, 300 de dinari. Și 300 de dinari reprezentau munca pe un an de zile. În perioada aceea, anul avea 300 de zile și munca pe o zi era de un dinar. Deci munca pentru un an de zile oarecum a fost pusă acolo. Cineva spunea, aceasta era una dintre formele în care îți adunai bani ca să ai pentru pensie, ca să ai resurse să trăiești când nu mai poți să muncești. Și această femeie vine și le pune totul la Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus însă apreciază și apără slujirea acestei femei. Răspunsul la nevoile Domnului Iisus Hristos înseamnă slujire când nu este confortabil. Înseamnă slujire de asemenea cu sacrificiu. Înseamnă slujire când nimeni nu te bagă în seamă, când nimeni nu te apreciază, când este necaz, când este durere, când este suferință,
spiritul și motivația slujirii, ea continuă și merge înainte. În al treilea rând, slujirea acestor femei a fost din ceea ce ele au avut. Știți că uneori noi ne uităm mai mult la ce nu avem decât la ce avem? Se spune că dacă pui înaintea oamenilor o sticlă care e umplută cu apă pe jumătate, mai mulți oameni se uită la jumătatea goală a sticlei decât la jumătatea plină a sticlei. Și o pui înaintea lor și zici, oh, dacă îi duci la cineva, spune, adu-mi o sticlă cu apă sau ceva și nu i-o duci plină, se uită la cât nu este plin decât la cât este plin. Că e tendința noastră să privim înspre ceea ce nu avem. Și acest lucru se numește de asemenea pesimism. Și acesta este unul dintre lucrurile care îl motivează pe om să cârtească, să fie nemulțumitor, pentru că adeseori se uită la ce nu are mai mult decât la ceea ce are. Noi suntem chemați să privim la ceea ce avem și să recunoaștem împreună cu Apostolul Pavel că tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem este de la Dumnezeu. O femeie de asemenea și această femeie tristă și văduvă avea un copil, e întâmpinată de un bărbat care spune adu-mi un pahar cu apă sau un ulcior cu apă și această femeie se duce să aducă apă și în timp ce mergea să aducă apă, bărbatul acela îi spune din nou adu-mi și ceva să mănânc lângă apa aceasta și atunci femeia aceea se întoarce spre el și spune omule, nu am nimic, ăsta a fost primul răspuns, nu am nimic. Și apoi zice, totuși am puțină făină și puțin un de lemn. Făină într-un vas și un de lemn într-un ulcior. Și atunci omul acela îi spune, bărbatul acela îi spune, auzi, pregătește mie întâi și adun să mănânc eu și te asigur că tu nu vei duce lipsă. Și femeia aceea privește cu credință cuvintele rostite, nu-l cunoștea pe bărbatul acela, pentru prima dată l-a văzut și face lucrul respectiv. Și îi aduce acea turtă înaintea acelui om cu numele de Ilie și femeia este văduva din Sarepta Sidonului, îi dă să mănânce, îi dă apă și spune Scriptura că a rămas să mănânce și ea și copilul ei pe toată perioada acelei foamete. Nu am nimic. O altă femeie care făcuse mult bine și nu se văzuse, înainte ajunge să moară. Și când frații au văzut că a murit, s-au gândit, trebuie să facem ceva. Știi că uneori nu-ți dai seama de ce ai până când ai pierdut acel lucru care îl ai. S-au zis, trebuie să facem ceva. Și au auzit că Petru este undeva aproape, au trimis o delegație la Petru, i-a spus, vino la noi, pentru că avem o soră în biserică. Ea n-a predicat niciodată, n-a cântat niciodată, cel puțin nu ni se spune despre lucrul acesta și a murit. Și interesant că nu o cheamă să o mormânteze, ci spune, avem nevoie de ea. Și vine Petru și ajunge acolo la Iope. Numele femeii este și Tabita și Dorca, fapte 9. Frații spun și nu numai frații o întâmpină, femei văduve, săraci, o întâmpină și spun, uite, acestea sunt hăinuțele pe care Dorca le-a făcut pentru noi. Ce ai avut, Dorca? N-am avut altceva decât ac și ață. A pus acul și ața în slujba lui Iisus. Am spus de mai multe ori și spun și de data aceasta, n-am găsit în Scriptură să se spună a murit păstorul, trimiteți pe ceilalți să vină să se roage să învie că avem nevoie de el. N-am găsit. Dacă găsiți dumneavoastră, arătați-mi. Dar am văzut că pe de această femeie au avut încă nevoie. De multe ori se întâmplă ce s-a întâmplat cu Iisus, nu? Că a spus că pleacă dintre ei și atunci lupta a fost, ok, cine rămâne acum cel mai mare? Și vine Petru, se roagă, poruncește și o redă vie comunității și toți se bucură.
a fost gata să răspundă cu ce avea. Dumnezeu îl întreabă pe un bărbat, ce ai în mână? Ce ai în mână ta? Dumnezeu te întreabă în această dimineață, tu ce ai? Ce ai? Dar următoarea întrebare e, ce faci cu ce ai? Ce faci cu ce ai? Ce facem cu ce avem? Unde folosim? Cu ce scop? Pentru cine? În următorul rând, în al patrulea rând, vedem răspunsul lui Iisus la slujirea acestor femei, la slujirea celor din linia a doua. Am văzut motivația lor, au fost motivate de faptul că Iisus le-a făcut bine, să caute să facă bine, au fost motivate de nevoile pe care ele le-au văzut că le are Iisus, au fost gata să facă slujirea în situații grele, în situații când nu era confortabil, în situații când nu au fost apreciate, dar vedem răspunsul lui Iisus. Răspunsul lui Iisus este apreciere. Spune cu privire la femeia dinainte, a făcut un lucru frumos pentru mine. Spune de asemenea, de ce face supărare femeie? Spune de asemenea Domnul Iisus, oriunde se va predica Evanghelia aceasta și ea va fi menționată. Chiar dacă slujirea ta nu este apreciată de oameni, nu e apreciată de conducerea bisericii, nu e apreciată de biserică, din linia a doua este apreciată de Iisus. Iisus o primește, de asemenea este răsplătită de Iisus și este răsplătită de Iisus aici. Văduva din Sarepta a fost răsplătită acolo pentru că nu doar Ilie a fost salvat, ci a fost salvată ea și cu fiul ei. Ei mureau, mâncau odată și mureau, a spus ea, însă Dumnezeu a ținut-o în viață mai departe. Tabita a fost răsplătită, a fost adusă din nou la viață, dar este marea răsplătire pe care o va duce Domnul Iisus Hristos când va veni împreună cu îngerii săi și atunci va spune, veniți binecuvântați tatălui meu, că am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost bolnav și m-ați vizitat la spital, am fost în închisoare și ați venit pe la mine. Și ei au răspuns, când Doamne? Iisus nu mai e fizic cu noi. Când Doamne? Când ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați frați ai mei. Cum poți să slujești pe Iisus astăzi de pe linia a doua? Iisus se identifică cu frații săi, cu noi. Îl slujim pe Iisus, slujim nevoilor semenilor noștri, nevoilor care sunt în comunitatea noastră, nevoilor fraților și a surorilor noastre, nevoilor pe care Domnul le pune înaintea noastră. Când Domnul îți pune înainte o nevoie, El vrea să o rezolve prin tine, nu prin altcineva. Uneori se întâmplă în biserici că vin frați și mi s-a întâmplat mie, frate, simt, uite, acolo e nevoia aceea și știți care este practica mea de ani de zile? Când vine cineva și mi-arată nevoie, îl pun responsabil de nevoia aceea. Bun, foarte bine. Uite, tu răspunzi de treaba asta, trebuie să răspundem, să rezolvăm. Dar nu eu, frate, nu eu, altcineva. Nu. Tu deja ai văzut-o, ai recunoscut-o, ai identificat-o, te-ai gândit la ea, ai soluții pentru ea. Dar sunt unii care vin cu nevoia ca să o pună pe umerii altora. Știți cum spune despre unul? Voi puneți poveri grele pe umerii altora, dar nici cu un deget nu le mișcați. Dumnezeu vrea să răspundă nevoilor din jur prin tine și prin mine. El le pune înaintea noastră. Suntem noi gata să răspundem cu bine la binele care Domnul ni l-a făcut? Suntem noi gata să întâmpinăm nevoile care Domnul le pune înaintea noastră? Suntem noi gata ca să mergem înainte în slujire chiar când nu suntem apreciați și poate suntem condamnați, acuzați pe nedrept? În această dimineață, Domnul a pus înaintea noastră acest tablou. Slujește și din linia a doua. Slujește din spatele cortinei. Slujește-L pe Iisus. El te vede și El
îți va răsplăti. Amin.